Bună, dragile mele! Astăzi fac un vlog, sper să nu fie prea întuneric, și m-am gândit să fac un vlog în timp ce mi-aranjez camera, pentru că este un dezastru, un foarte, foarte mare dezastru. Și ce vedeți în spate sunt niște haine care se usucă. Da, real life, asta este real life, nu mi-am mai încăput pe uscător. Apropo, să-mi ziceți dacă aveți mașină de spălat cu uscător încorporat, pentru că mă tentează una și chiar vreau păreri sincere de la fete, doamne care au mai încercat o astfel de mașinuță. Și cât despre orhidei, flori și așa mai departe, o să vi-l arăt și pe alea astăzi, pentru că ați văzut într-o secvență, dacă nu vă arăt eu imediat, că am descoperit un nou site cu suculente, succulentgarden.ro. Și de acolo am făcut două comenzi, pe a doua n-am filmat-o încă, le-am dus direct la plantat, la grădină. Am să vă arăt mai târziu și cum arată gata plantate. Mie îmi plac foarte mult suculentele, mă rog, toate florile îmi plac foarte mult, dar orhideile și suculentele în mod deosebit și vreau să vă zic că mi-am găsit. Vă salută și Liliuța mea frumușică. Ce faci? Asta e o îngerașă de pisică, așa e de cuminte. Că nu face prostii, desigur. Dar oricum e foarte frumoasă și e prostuță un pic. Pentru că vrea să mănânce plastic și nu înțeleg această dorință de a mânca plastic. Nu mănâncă plic, doar Coco mănâncă plic și rest mănâncă doar bobițe. În fine, văd că a plecat deja de aici, așa că am să trec mai departe. Am fost la Leroy Merlin acum câteva săptămâni. Dacă auziți gălăgie, să știți că sunt vecinii. Da, așa, nu? Să trecem mai departe. Și am găsit la Leroy Merlin această orhidee la borcan. Am pus, eram super, super entuziasmat, am pus poza pe un grup de orhidee și, da, comentariile alea în batjocură de-abia au așteptat să sară. Pe mine, oricum, orhideea este super, super sănătoasă. Să vă și arăt, i-au trecut florile, mai dă o tijă de aici, aici dă o nouă tijă florală și poate și de aici, cam așa arată. O ud foarte, foarte rar și nu știu dacă vedeți, dar rădăcinile sunt verzi. Are substrat de orhidee, are aici niște bucățele de marmură, la fel și jos ca să se scurgă apa. Pe YouTube găsiți foarte multe terarii, pentru că asta este un terariu, foarte multe terarii cu orhidee și frunzele oricum sunt foarte tari, v-am zis, o ud foarte, foarte rar, dar îi mai pulverizez câteodată apă cu vitamina B1, așa, diluat. Și mai am încă câteva orhidee care acum au făcut pui fără să le fac nimic. Există soluții speciale ca să fac orhideele pui. Dar la acestea, la Dendrobium, nu trebuie să le aplici nimic pentru că de obicei fac ei pui. Și asta are foarte, foarte mulți puiuți, deci chiar nu i-am făcut nimic. Aici văd că s-a oprit din creștere puiuțul ăla, dar aici am. Bun, acum sunt în altă cameră, trebuie să-mi schimb setările la cameră tot timpul. Și mi-am găsit la Kaufland, dar îmi pare rău că nu v-am filmat atunci când le-am cumpărat pentru că erau mult mai frumoase. Mi-am găsit la Kaufland câteva orhidei mai deosebite și chiar foarte, foarte ieftine, la 20 de lei parcă sau 25, ceva de genul. Oricum, sunt mai rare, dar au fost foarte accesibile. Și sunt niște cambrii, dacă bine țin eu minte. Astea au fost portocalii, dar mă rog, s-au uscat, florile nu mai sunt. Astea sunt parfumate, au un miros foarte, foarte frumos și dau deja pui, au pui aici jos. Asta este o alta și am rămas doar cu floricica asta, care se cam usucă, dar este mai tigrat, așa, ea foarte frumoasă și asta era parfumată. Cred că ar trebui să închid geamurile. Asta
dă frunze, mă rog, și rădăcini, asta încă mai rezistă. La fel și frumusețea asta, doar că am mai avut în cotijă și aceea s-a uscat, dar și asta îi merge bine, dă rădăcini noi. Asta a fost una pesteriță, dar tot așa are rădăcini noi și aștept să mai dea alte flori, probabil la iarnă. Asta e Coco care doarme aici, de numa. Cocuța. Și nu v-am povestit despre comanda de la import direct pe care am pus-o, deși v-am promis în acel clip cu machiaj că am să vă fac. Și m-am gândit că e cel mai bun moment să vă arăt. Cu asta trebuie să mă port cu grijă pentru că este o pudră din care am scos prea mult, desigur. Este o pudră parfumată, o pudră de talc care conține și mătase, Coty Lamont. Sper că am pronunțat bine. Dar am luat-o și pentru ambalaj, dar și pentru că n-am avut nicio pudră parfumată până acum și se poate folosi în mai multe moduri. Puteți folosi în spatele genunchilor, la axile, pe abdomen, sub piept, pe coapse, oriunde transpirați, ca să evitați rănile. Aici am restul minunilor. Mi-am mai cumpărat încă un Calgon Power Gel, foarte util și ajută foarte mult hainele, chiar îmi pare rău că nu mi-am cumpărat mai de mult astfel de produse. Mi-am luat un săpun românesc, Ava se numește, un săpun simplu, este făcut de laboratoarele Spuma. Eu am observat și cred că este același lucru cu săpunul acela lichid Profi, marca lor proprie, nu mai știu exact cum îi zice, Profi. În fine, exact la fel arată pentru că mi-am mai cumpărat o singură dată un săpun lichid din acela. Fix galben, miros la fel, ambalajul e la fel și e făcut de același brand. Deci cred că dacă vreți să vă faceți un săpun lichid sau șampoane și așa mai departe, cu siguranță vă puteți pune numele pe produsele astea. Dacă vreți să vă faceți o afacere. Următorul produs este de la Felceazura. Eu m-am îndrăgostit de acest brand, îmi place foarte mult și ambalajul, îmi plac mirosurile. Asta este un gel de duș cu flori de sakura, pentru că mie îmi plac foarte mult florile acelea de cireș japonez, adică, și este o cantitate foarte mare, 650 de mililitri. Pentru gustul meu este foarte, foarte mult. Pentru că mă plictisesc repede de un gel de duș, dar am să-l folosesc o perioadă, voi face pauză și după aceea voi reveni. Cam așa funcționează la mine chestiile. Apoi, mi-am cumpărat două geluri de duș foarte ieftine, Impuls. Au fost sub 3 lei bucata, dacă bine țin eu minte. Și ia uitați ce ambalaj superb fashion au. Bai, de-abia aștept să-l pun acolo în baie. Asta este ediția specială Soul by Melina Sophie. Și asta este Dream by Paola Maria. Trebuie să mă interesez cine sunt fetele astea pentru că nu știu. Amândouă sunt dulci, dar purtabile și 200 de mililitri au. Cam cât un gel de duș obișnuit. Acum vin parfumurile și săpunurile. În special pentru parfumuri am pus comanda, trebuie să recunosc că calgoanele le-am cumpărat împreună cu mama mea. A, și stați să vă arăt că mi-am mai cumpărat încă, da, la sub 30 de lei a costat oricum ceva foarte, foarte ieftin, acest cearciaf, pusă de saltea, mă rog cum îi spuneți voi, este un bumbac satinat și mi l-am dorit foarte mult alb. Eu n-am găsit alb decât altă mărime, mă rog, în Auchan. De acolo îmi cumpăram de obicei cearciafurile, pentru că au un bumbac din Afganistan foarte bun și de calitate, care nu se scămoșează, dar n-am găsit alb, decât albastru și un crem, ceva de genul ăsta. Așa că sunt curioasă de asta, dar per total arată foarte bine, pentru că este foarte fin și pare de calitate. Da, o să schimb patul și o să văd. Mi-am cumpărat o tonă de săpunuri. Deci foarte, foarte multe săpunuri aici. Pentru că am găsit marci pe care nu le găsesc în magazine. Să mă pun jos să fiu mai comodă.
Teo, nu am văzut și pare un parfum să pun foarte moale. Camei, nu mai găsesc în magazine, nu știu ce s-a întâmplat cu săpunurile astea. Apoi, Palmolive, bine, astea le găsesc, dar dacă tot am fost acolo, alt Camei, Teo. Și un Le Chat, savon de Marseille. Pentru că, bineînțeles, este cu pisică și e cu glicerină. Și, da, miroase a săpun clasic, n-are un miros specific, dar ia uitați ce pisică drăguță acolo. Și am vrut săpunul cu glicerină. Să trecem la parfumuri, nu înainte să vă spun că am citit la Ani, la Beauty Barometer pe Facebook, că cei care comandă doar din categoria parfum, machiaj, vopsea de păr, deci doar din aceste categorii, nu și geluri de duș sau săpunuri, au transport gratuit. Totuși, comanda este de minimă, este de 200 de lei, iar eu la transport nu mai știu cât am avut de plată, 20 și ceva, 30 ceva de lei, nu mai știu exact. Este în funcție de gramaj, oricum a venit comanda cu urgent card. Nu mi se pare o prostie să-și pună ei o comandă minimă, pentru că dacă vă uitați pe site și ce prețuri au, pentru că sunt direct de la importator, nu au un adaos foarte mare, eu zic că este o cerință minimă din partea lor, astfel încât să facă și ei să aibă rezultate, totuși, nu? Pentru că dacă cineva comandă doar parfumelul ăsta de 10 lei, nu mai este rentabil și atunci nu mai pot aduce atât de multe produse la prețuri, la prețuri bune. Și dacă tot vi l-am arătat pe acesta, este un parfum în Schwarzkopf, Mont Saint-Michel Cherisier et Fleurs. Apă de colonie Cherisier et Fleurs. Eu l-am încercat deja, nu ține într-adevăr foarte mult, dar ca și un body spray pentru 10 lei, 50 sau cât costă, e miroase foarte plăcut și are 75 de mililitri. Deci îmi place și sticluța și cum arată și după ce faci duș și vrei să te împrospătezi, chiar miroase foarte plăcut și feminin, un pic acireșe cu flori, exact cum e descrierea. Următorul produs este de la un parfum de la Kylie Minogue. Cred că pe acesta, da, și pe acesta l-am văzut la Ani. Asta este Music Box. Apă de parfum este 30 și ceva de lei, nu mai țin minte exact cât a fost. Oricum nu se mai găsește pe site. A trebuit să-l ochesc, să fiu atentă când este, pentru că după ce l-am văzut la Ani, nu l-am mai găsit pe site. Și atunci eu intru destul de des să văd secțiunea lor de noutăți, ce mai au. Și ăsta este tot 30 de mililitri. Oricum e foarte, foarte drăguț ambalajul. E ca un music box din acela vechi de la ei, din America. Și așa trebuie să stea parfumul culcat, dar se poate și în picioare. Ăsta este mai dulceac și chiar rezistă foarte mult pe piele. E un parfum mai strong puțin, dar foarte plăcut, deci chiar foarte, foarte feminin. Și îmi place mult. Ăla de la Kylie e super. A venit și Lily iară. Lily, vrei în pungă? Hai în cutie mai bine. Hai în cutie. Vrei? Hai. Uite. Încapi? Ia uite. Încapi? Lily? Nu, ea vrea în pungă, degeaba. Hai în pungă atunci. Perfect. Bun, următorul parfum l-am văzut tot la Ani, pentru că ea a făcut mai de mult un haul cu parfumuri de la import direct și bineînțeles că am urmărit clipul cu mult drag și interes, dar tot așa nu a fost pe stoc acest parfum, Gloria Vanderbilt, Jardin à New York. Ambalajul e foarte, foarte fain. Este 30 de mililitri, are și un design foarte plăcut, aici este o lebădă și pe capac este scris numele ei, aici, Gloria Vanderbilt. Este un parfum foarte proaspăt, floral,
Un parfum de zi lejer, ăsta mi se pare un parfum perfect pentru birou, pentru că nu este deranjant. Deci e foarte feminin, fresh, dar și rezistă. Deci pe mine ăsta m-a impresionat pentru că rezistă, este Eau de Parfum Fresh. E chiar foarte fain și pentru 30 și ceva de lei cât a costat, chiar merită, credeți-mă, e chiar super fain. Și lui Andrei, din păcate, i-am găsit doar două parfumuri. Am uitat să vă arăt celălalt parfumel. Mă rog, este mai mult un body spray de la Max. Ăsta nu l-am încercat încă pe corp. E dulce elegant. Cam așa l-aș descrie. Forever classic, never boring. Da, e ceva proaspăt și un parfum simplu de corp, tot așa după duș, să te împrospătezi, să ai un miros proaspăt. Și mi-a plăcut și design-ul. Eu mi-am ales și un set. Era parfum Max cu gel de duș și cremă de corp, dar n-a mai fost până să-mi vină mie comanda. A dispărut și la fel și la Andrei am ales încă un parfum straight și tot așa nu a mai fost. Deci stocurile variază și cel mai bine când vedeți ceva că vă place să și cumpărați ca să nu rămâneți în pierdere. Și lui am cumpărat tot așa un parfumel, mă rog, un spray natural Max 75 de mililitri. E masculin, chiar miroase foarte bine asta, chiar super bine. Asta e numai bun după ce ai făcut duș să te reîmprospătezi. Da, seamănă cu parfumurile de la Straight. Așa mi se pare. Asta, oricum, încă le găsiți pe site și e sub 20 de lei. Oricum, nu vreau să vă mint. Am vrut să-i cumpăr și un parfum, nu spray, un parfum straight, pentru că l-am mirosit în DM și când l-am mirosit, mirosea senzațional, dar nu mai aveau pe stoc. Acum am văzut că au apărut, chiar cum am verificat site-ul, au apărut noi parfumuri, dar momentan nu mai pun comandă. Au apărut noi parfumuri straight și cadou și parfumuri simple, deci miros senzațional parfumurile alea, chiar bestiale, așa că i-am cumpărat ăsta. Ăsta e mai dulceag așa, de la Playboy, hashtag generation. Așa arată. Are 100 de mililitri, dacă bine țin eu minte, da, 100 de mililitri. Și încă nu l-am încercat, nu știu exact să vă zic dacă rezistă sau nu, dar oricum, eu sunt mulțumită cu tot ce am găsit, tot ce am cumpărat, pentru că au fost la un preț foarte, foarte bun și n-ai cum să rezisti, adică vin direct acasă, nu mai trebuie să mă duc să car din magazine chestii pentru casă, e mult mai simplu să le comand direct acasă. Bun, și cam atât pentru moment, dar vom continua mai Ia uitați unde s-a băgat Lily. A descoperit cutia asta de la Oscar de la Renta și bineînțeles că a încăput în ea. Așa, Lily? Ea crede că e pe invisible mode aici. Incognito. Bagă aici. Bagă. Nu încape. Ba da, dă mie. Ciao, ce faci? Io. Iubire. Și Coco e aici, bea apă. Le place să bea apă de pe calorifer. Le-o schimb zilnic, stați liniștite. Și aici sunt și orhideele. E bun, Coco? Aici e aspiratorul. Am vrut neapărat unul pentru că acesta și spală și aspiră umed. Așa arată în cutie. L-am găsit la Media Galaxy la reducere, la 824 de lei. Și de-abia aștept să-l încerc. Asta e sistemul de spălare. Și restul habar n-am. Trebuie să le desfac, să le încerc. Azi, două chestii din astea de spălat.
Și asta e extensia. Oricum are foarte multe chestii. Și se mai pot cumpăra și extra pentru părul de animale. Asta e culoarea la aparat, Lily inspectează deja. Și am să mă pun la asamblat. Foarte drăguț, dar destul de greu. Scuze deranjul de pe fundal, dar voiam neapărat să vă răp pisicuțele pentru că acum le-am spălat. Le spăl o singură dată pe an, vara, când este cald. Coco! Coco! Și au fost extrem de cuminți, extrem de cuminți. Lily! Hei, hei! Nu, acum nu sunt prea comunicative, sincer. Dar au fost foarte cuminți, au stat și la prosopul de după. Dar voiam neapărat să vă arăt că sunt de drăguțe. Uitați-o și pe asta mică. Ia uite ce dulce e. Hello. Am revenit cu un nou update. Hai să mutăm camera asta perfect pentru vlog. Am reușit să filmez astăzi două clipuri. Sunt foarte bucuroasă că am reușit să filmez. Hai că m-am pus pe jos. Pentru că vreau să fac un mini unboxing la această cutie pe care am primit-o de la Borotalco. Mulțumesc tare mult! Sigur ați văzut reclama la televizor. Eu am aflat de produsele astea de la importdirect.ro. Acolo le-am văzut prima dată. Și știu că sunt din Italia. Am auzit doar lucruri bune despre ele. Wow! Cât de tare e cutia! Stați-mă un pic să vă arăt. Toată m-am lipit. Sigur se vor lipi și de Lily. Stați-mă un pic. Cred că mai bine o și duc de aici. Upsi! Ia uitați. Mai bine o pun pe jos. Și am să întorc camera. Wow! Biluțele astea de polistiren toate s-au lipit de mine. Bun, hai să vedem ce este aici. Asta bănuiesc că este o sticlă. Wow! Ce feeling! Asta bănuiesc că este o sticlă pentru apă. Hai să o dăm jos. Așa, de la E-Aqua. Mai am încă una și îmi plac tare mult sticluțele astea. Wow, nu știu cum o să dau jos biluțele astea de polistiren. Ia uitați! Da, oricum, foarte interesant feeling-ul, pe cuvântul meu, e chiar foarte relaxant. Și am aici un bilețel de la Borotalco, cât de frumos este, am să-l pun direct în planner. Chiar arată superb hârtia asta. Așa. Conțin pudră de talc, pudră micronizată. Am setat așa aparatul pentru că mi-e mai simplu. Și hai să vedem ce mai este aici. Cât de tare e un notes. Mamă, dar au avut un pic de lucru la el ca să introducă biluțele astea aici. Cred că e cel mai ingenios pachet pe care l-am primit vreodată. Trust the magic of new beginnings. Super. Tare frumos carnețelul ăsta și pixul e chiar superb. Lily, nu-i voie. Da, nu mă mușca, au! Așa, hai să vedem mai departe. Deci asta a fost vlog notesul și astea sunt produsele. Nu, 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 nu mânca. Nu-i voie să mănânci. Asta este un deodorant fără sărut de aluminiu. Asta de-abia aștept să-l încerc. Chiar sunt curioasă să văd dacă este rezistent. Apoi, și ăsta este tot fără aluminiu, dar acesta este cu rol. Este un rolon. Are un miros clasic. Deloc puternic. Asta e un lucru foarte bun. Ia uitați cât de tare. Deci că-s copiii aia care se joacă cu slime. Așa. Ăsta este un alt produs invizibil, ca să nu poteze hainele. Ăsta nu are alcool. Ăsta este
totul cu microtalc. Of, cât de bine miroase, ca o prăjitură. Asta miroase foarte, foarte bine. Asta este tot invizibil, dar varianta rolon. Și acesta este originalul Borotalco. Bun, și astea au fost produsele de la Borotalco. Să-mi spuneți dacă voi le-ați încercat. Eu până acum nu le-am încercat, v-am zis că doar le-am văzut pe site la importdirect.ro. Liliuța mea nu-i voie. Așa, bun. Deci mulțumesc tare mult, Borotalco, chiar mi-ați făcut o surpriză și vreau să vă zic că acest pachet e chiar super ingenios. Arată foarte bine așa cu biluțele astea de polistiren. Nu-i voie. Am să le fac o poză și le încerc și de-abia aștept să vă spun și vouă rezultatul. Dacă voi le-ați încercat, scrieți-mi în secțiunea de comentarii. Uitați cum masează iablănița, crede că este coco. Bun, să continuăm vlogul, pentru că vreau să vă arăt câteva produse pe care le folosesc cam de 3 săptămâni înainte să plec în vacanță. Și produsele de îngrijire le-am folosit pe mine, dar apa micelară am folosit-o și pe cliente. Marca se numește Virago Beauty, este made in România, produs la Făget, lângă Timișoara, în județul Timiș. Da, este un brand românesc și îmi place foarte mult look-ul. Dacă vă uitați la câteva produse românești dezvoltate de farmaciști, trebuie să recunoaștem că nu arată cel și cel mai bine, dar ce înăuntru contează într-adevăr. Dar astea arată și bine la ambalaj. Deci Virago Beauty se numește. Toate produsele conțin un complex de 5 minerale, zinc, fier, cupru, siliciu și magneziu. Aceste 5 minerale sunt fermentate cu drojdie și astfel eficiența mineralelor este mai crescută asupra pielii, deci intră mai bine în piele. Eu am produsele antiacneice. Asta este apa micelară pentru ten acneic și gras. Are un miros mai puternic un pic, specific produselor antiacnee, dar cred că principalul miros vine de la uleiul de titri, care este și antibacterial. Și îndepărtează foarte bine și repede machiajul, chiar și cel profesional. Așa. Iar ce am mai folosit sunt produsele de îngrijire a tenului, adică crema antiacne. Din asta am folosit chiar jumătate. După cum trebuie să vedeți, este un tub sigilat, deci e foarte bine păstrat înăuntru, nu are acces oxigenul și aerul la el. Am schimbat discheta pentru că mai trebuie să mai curăț și restul tenului. Dar, cum v-am zis, îndepărtează foarte, foarte bine. Până și tușul rezistent la apă îl îndepărtează. Asta era chiar waterproof, vă zic sincer. Acest tuș. Și este foarte blând cu pielea. Acum vă arăt ce mai am aici. Pentru că am 3 produse, cum vă spuneam. Unul este un ser hidratant și remineralizant. Foarte bun. Deci pentru tenul deshidratat este extraordinar de bun acest ser. Plus că mie știți că îmi plac foarte mult serurile acestea. Le puteți aplica și în fond de ten sau înainte de fondul de ten și înainte de primer. Acesta nu are miros de titri. Nu este uleios. Este chiar foarte, foarte plăcut pe piele. Oferă și un pic de luminozitate, dar intră repede în piele, nu trebuie să vă stresați. Bun, acum îl las un pic să se așeze, după care am să aplic crema. Așa arată crema. Ups. O pompiță mi-ajunge de obicei. Și aceasta are un miros mai puternic de titri.
Dar ce-mi place la ea este faptul că nu deshidratează tenul. De obicei, aceste produse anti-acneie sunt un pic mai dure cu tenul, în sensul că le deshidratează, adică îmi deshidratează tenul. Și asta chiar nu face acest lucru, tocmai de-aia îmi și place. Așa, am întins-o pe toată. Deci asta v-am zis, chiar îmi place, o aplic atât dimineața cât și seara, tocmai de am terminat așa de mult din ea. Și așa arată. Site-ul e viragobeauty.ro, iar ultimul produs pe care vreau să vi-l arăt este acest ser antiacnee, tot așa un complex de 5 minerale. Asta este un tip roll-on, cred că trebuie să-l agit, stați puțin pentru că văd uleiul la suprafață. Trebuie agitat puțin ca să se amestece. Acum tenul meu arată foarte bine, surprinzător de bine, dar aici am două bubițe, mai bine zis, asta e chiar nimic, dar am o singură bubiță aici care mă doare puțin și în rest tenul este curat. Chiar s-a vindecat foarte, foarte repede și acest produs vindecă coșurile. Și acesta are ulei de titri. Dacă le aplicați zilnic, veți vedea o îmbunătățire, pentru că eu chiar am văzut. Și altfel nici nu foloseam așa de mult din aceste produse, dacă nu erau bune. Din acesta am folosit cam un sfert, dar v-am zis, l-am folosit serul și înainte de machiaj și înainte de cremă, astfel încât să fiu sigură că pielea va fi totuși hidratată. Și îmi place foarte mult. Pe site-ul lor găsiți și alte produse destinate altor probleme ale tenului, dar cu siguranță veți găsi și ceva care să vi se potrivească vouă, în primul rând. Asta a fost testul. Am să-l mai încerc și am să mai vă spun și pe viitor despre aceste produse după ce le-am finalizat.